Fiecare din noi ne-am aflat într-una din următoarele două situații. Tocmai a adormit și cineva, fără să știe sau fără să-i pese, a dat busna în camera ta și a prins lumina. Îți mai aduci aminte care e reacția pe care ai avut-o? Nu trebuie să-mi spui. Cu siguranță a fost ceva neplăcut. Încercarea de a deschide ochii te supune la un adevărat supliciu. Simți cum acea lumină care pătrunde în mod brutal te îndurerează și simți într-un mod profund felul în care lumina orbitoare îți afectează ochiul până când te obișnuiești cu noua realitate. Sau, dacă ești matinal și te trezești dimineața de vreme, observi cum încet, dar sigur, lumina începe să învăluie, să scalde în întreaga realitate și să pătrundă în locuință în toate unghierele. Două ipostaze total diferite una de alta. Nu-i nevoie să te întreb pe care o preferi. Una în care lumina brutală te supune unui proces dureros de adaptare forțată. Cealaltă vorbește despre bucuria cu care prețuim ivirea zorilor în fiecare dimineață. Unii dintre noi se simt deprimați dacă au parte de o zi sau mai multe zile ploioase și nu pot să vadă razele soarelui. Ceea ce subliniază un adevăr fundamental atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, și anume că lumina e vitală pentru orice om. Pornind de la această realitate, C.S. Lewis spunea memorabil, citez, Cred în creștinism la fel cum cred în răsăritul de soare. Nu doar pentru că îl văd, ci pentru că prin el văd orice altceva. Lumina înseamnă viață și orientare. În întâia scrisoare pe care Ioan o adresează bisericii și bisericilor, în capitolul 2, cu versetul 8, ne spune: Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Se pare că asta e una din uh, imaginile dominante ale realității prezenței lui Hristos în lumea noastră și a vieții creștinilor pe pământul acesta. Redactarea prin anul 90 după Hristos a celor trei scrisori, întâi, doi și trei Ioan, ne oferă o temă centrală fundamentală, reperată din cele două vestiri pe care Ioan fără ezitare le trâmbițează în auzul nostru. Și anume: Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este dragoste. În 1 Ioan capitolul 1, cu versetul 5, găsim încă de la început această vestire. Vestea pe care am auzit-o de la El, de la Hristos și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric deloc. Iar în 3 cu 11, Ioan ne spune din nou, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne Iubim unii pe alții. Observați o încrucișare între cele două vestiri, de la nivelul declarației, descoperirii lui Dumnezeu, la nivelul practicii și a responsabilității. Observăm cum bătrânul Ioan este preocupat, aproape obsesiv, de Translatarea până la urmă în viața de zi cu zi a celor două realități. Prin această încrucișare a realității legate de lumină și a responsabilității iubirii, urmând să ne spună că Dumnezeu e dragoste abia mai târziu în capitolul 4, cumva conjugă cele două realități și ne invită la primi vestirea și la a ne asuma trăirea. Dacă m-a dat gata ceva la aceste scrisori, este această împletire magnifică dintre simplitate și practicalitate, dintre realitatea despre care vorbește și responsabilitate. Aș intitula mesajul legat de aceste scrisori din seria Biblioteca cele două vestiri și implicațiile lor. Cred că tot ceea ce facem în sfera educației noastre și a altora ar trebui să fie un fel de foc încrucișat în care țintim deopotrivă simplitatea mesajului și complexitatea realității, claritatea și practicalitatea, descoperirea și întruparea, vestirea și trăirea, Dumnezeu și omul. Întregul mesaj al scrisorilor ar putea fi decantat, filtrat, încapsulat în cele două vestiri. Însă singurul lucru care pare să-l intereseze pe bătrânul Ioan este următorul. Oare cum se vede la firul ierbii lumina și iubirea lui Dumnezeu? Ce implicații vizibile, palpabile dezvoltă în viața creștinilor? Nu greșesc dacă spun că una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri legate de această carte se află chiar în introducere. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 5 la 7. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric deloc. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, virgulă, aș vrea să fiți atenți la ceea ce urmează, avem părtășie unii cu alții și, poate mai surprinzător, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Oare ce ai aștepta să auzi după această umblare în lumină? Nu că am avea părtășie cu Tatăl Ceresc, cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos? Ne șochează, ne surprinde această dimensiune. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții și atunci ce mai înseamnă această umblare în lumină dacă avem nevoie și de o curățire a păcatelor. Înseamnă că umblarea în lumină nu vorbește despre o perfecțiune, despre o viață fără fisuri, fără eșecuri, fără falimente, dar întrebarea e despre ce. Și în felul acesta, primul detaliu practic al umblării în lumină pe care Ioan îl evidențiază este onestitatea. Onestitatea este recâștigarea umanității noastre pierdute. Prima faptă bună, după cum îi spune Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, este să vii la lumină, să recunoști, să dai în vileag ceea ce ești cu adevărat. Nimic nu ne redă înapoi umanitatea cum o face curajul de a privi în măruntaiele vieții și de a ieși la lumină. Vrei să știi dacă ai ajuns la nivelul următor în ce privește dinamica grupului. Vrei să știi ca cam pe unde sunteți împreună cu cei din grup? Cât de liber te simți să împărtășești împreună cu ceilalți? Observați, dacă în cadrul grupului unde ne întâlnim ca să discutăm și să ne rugăm unii pentru alții, nu te poți simți liber să vorbești măcar despre nevoi concrete de rugăciune pentru tatăl, pentru mama, pentru cineva din familie care e în spital, ce să mai vorbim despre aspectele delicate în care ai nevoie de încredere și curaj pentru a veni la Lumină? Impetuozitatea cu care se deschide această scrisoare a lui Ioan este frapantă. Citez: Ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Deschide o paranteză pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost descoperită. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos să fie ajuns cuvântul părtășie. Un cuvânt pompos, fără noimă, pentru cei care îl aud. Și mă rog, cum am putea avea părtășie dacă nu există o împărtășire a vieții cu toate celelalte aspecte ale ei? Ioan spune mai departe. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină, completă. Întreagă. Oare nu de aici ni se trage și bucuria? Uneori s-ar putea să ai un sentiment de apropiere cu cineva cu care ai lucrat cot la cot mai multe zile, decât cu o persoană cu care te afli poate de ani de zile în biserică. De ce? Pentru că petrecând acele ceasuri împreună câteva zile la rând. Descoperi diferite subiecte despre toate aspectele vieții care te leagă, care te conectează cu cel de lângă tine. Poate observați câtă nevoie avem de astfel de momente, de experiențe pentru sănătatea noastră, până la urmă, psihică și spirituală. Și cât de plină poate să fie bucuria aceasta dacă nu traversează asumarea răului din noi și din relațiile noastre. Doamne, cum ne putem ascunde de multe ori în spatele unor cuvinte pompoase și spirituale? Traseul, parcursul părtășiei este atât de abrupt și anevoios câteodată, încât Ioan vorbește despre trei sminteli care îi blochează funcționalitatea. În primul rând vorbește despre ipocrizie, apoi despre autoamăgire și apoi despre împietrire. Observați, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Autoamăgirea. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm, ne autoamăgim singuri și adevărul nu este în noi. Și împietrirea, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Remediul însă este și el la îndemână. Alternativa ipocriziei este onestitatea, ne spune Ioan. Vindecarea de autoamăgire trece prin mărturisire. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Iar tratamentul pentru împietrirea inimii este rezolvarea imediată, neîntârziată a păcatului și păstrarea cugetului curat în viața noastră. Începutul capitolului 2 ne spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprienit. C.S. Lewis spunea că indiciul că te afli în prezența lui Dumnezeu îi fie că uiți de tine, fie că te vezi mic și murdar. Noi cum adulmecăm, cum simțim că ne aflăm în prezența lui Dumnezeu? Așadar, primul test al părtășiei noastre, prima dovadă a umblării în lumină, este aducerea în armonie a vieții interioare cu viața exterioară. Cum ai putea avea sentimentul autentic al conectării cu cineva care are o viață scindată sau care își împărtășește cu zgârcenie viața lui, sinele lui, în grup sau în discuție? Prin urmare, a trăi în realitate, în armonie, în lumină, nu-i chiar atât de simplu cum pare, ne spune Ioan. Deci primul semn al umblării în lumină este onestitatea, sinceritatea în relațiile noastre unii cu ceilalți. Cel de-al doilea semn practic, evident, al umblării în lumină este ascultarea. Ascultarea iluminată, însuflețită, înghiontită și purificată de iubire. Din capitolul 2, începând cu versetul 3, Ioan continuă. Și observați cuvântul de legătură. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos și cuvântul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el, dragostea de Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta Știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie, observați, nu există altă alternativă: să trăiască și El cum a trăit Hristos. Niciodată tensiunea dintre a zice și a cunoaște n-a fost mai mare și mai dramatică. Ioan deja ne-a familiarizat cu un anumit tipar. Dacă zicem, cine zice: Îl cunosc, spune Ioan trebuie să păzească. Cine zice că rămâne, trebuie să trăiască. Cine zice că este în lumină, trebuie să iubească. Pe de o parte, Ioan nu face decât să afirme principiul cristic, urmat de primii creștini, citez, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Pe de altă parte, ne conduce la o interiorizare, la intrarea, accesul nostru în măruntaile ascultării. Ce anume te motivează pe tine? Ce mă motivează pe mine? Ca să ascult din inimă de Dumnezeu. De multe ori ne trezim că poate umblăm din inerție, dintr-un anumit conformism, că de multe ori contează mai mult părerea oamenilor, faptul că ne vede sau nu ne vede cineva, frica, teama, sau poate recunoștința? Dacă ați remarcat invitația, trasarea acestui semn cu privire la umblarea în lumină și ascultare, este flancat de două subtilități și observații cu privire la iubire. În capitolul 2, versetele 1 și 2, ne vorbește despre jertfa de ispășire pentru păcatele noastre care ar trebui să activeze, să stârnească în noi o recunoștință din care să se iviască ascultarea după voia lui Dumnezeu. Iar după aceea ne spune cine ascultă cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns la maturitate, a ajuns de săvârșită. Recunoștința și iubirea divină sunt energia tonifiantă a ucenicului autentic. Ioan rea această idee în capitolul 4 cu versetul 18 și ne spune În dragoste nu este frică, pentru că frica are cu ea pedeapsa și oricine se teme n-a ajuns de săvârșit în dragoste. Cu siguranță îți aduce aminte de spaimele tinereții, experiența imediat după ce te-ai întors la Dumnezeu, în care, de la o anumită greșeală, de la un anumit păcat, te-ai simțit atât de stresat, de împovărat și ai căutat iertarea lui Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de cer, de Dumnezeu, de experiența autentică a iubirii, simți cum această teamă coercitivă este înlocuită de o motivație curată care te purifică, care te transformă, care te învață. Să asculți nu din teamă, ci din iubire, din recunoștință, din ceea ce a făcut și face Dumnezeu în continuare pentru tine. Observați și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Să fie această observație o simplă instrumentalitate, un simplu lucru de bifat, prin asta putem pur și simplu dovedi, spune dacă un om este sau nu este credincios. Sau avem și un instrument care te introduce în experiența autentică a cunoașterii Dumnezeu. Poate că ascultarea aduce un plus, aduce întotdeauna ceva, rămâne ceva în noi, benefic pentru viața noastră și a celor de lângă noi, în ce privește cunoașterea de Dumnezeu. Oare cum am putea dovedi că lucrarea legii este scrisă în inima noastră fără ascultare? Cunoașterea fără ascultare se dovedește a fi o iluzie amăgitoare, păguboasă, ne spune Ioan. Nu doar că te face să tresar la realitatea legământului făgăduit de Dumnezeu prin Ieremia, în care lucrarea legii este scrisă în inimile noastre cum făgăduiește Dumnezeu, dar sunt anumite nuanțe subiective, personale, mistice chiar, care ne pot surprinde, care ne pot șoca. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, în El, dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Cine nu și-ar dori așa ceva? Însă, cum am putea flutura astfel de lozinci și să nu se vadă ceva în viețile noastre? Oare ce te motivează pe tine să asculți din inimă de Dumnezeu? Pare să fie cel de-al doilea semn clar că umblăm în lumina lui Dumnezeu. Este vorba de ascultarea trezită la viață, de iertare, recunoștință și iubire. Cea de-a treia trăsătură a umblării în lumină, ne spune Ioan din capitolul 2, începând cu versetul 12, este discernământul. Să fie o pură coincidență faptul că onestitatea și ascultarea de Dumnezeu sunt condițiile preliminare ale dreptei judecăți. Nu cred că există un alt parcurs, că avem vreo șansă să ajungem acolo, să înaintăm pe această cale a discernământului, a descoperirii voii lui Dumnezeu, fără onestitate și ascultare din inimă, din iubire de voia lui Dumnezeu. Începând cu versetul 12 din capitolul 2, Ioan ne introduce în această atmosferă după ce se adresează copiilor, părinților, tinerilor, observați o ordine interesantă care ne captează atenția, cumva pune în evidență vârstele vieții spirituale și spune, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Observați experiența fundamentală a oricărui creștin, iertarea lui Dumnezeu. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de, de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor și acum apare un lucru surprinzător fiindcă sunteți tari și cuvântul lui rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău. Cumva ne-am așteptat să fie următoarea ordine logică: copii, tineri, părinți. Probabil că există o logică prin faptul că surprinde nevoia copiilor de părinți, dar prin faptul că nuanțează doar în dreptul tinerilor, ne surprinde de întregul. Oare ce vrea Ioan să ne transmită prin această nuanțare, prin această captare a, a atenției noastre înspre această realitate? Invitația fără echivoc a acestei scrisori, a bătrânului Ioan, dorința lui arzătoare pentru orice creștin, pentru orice om care îl mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn, este să. Ajungă un tânăr matur în credință să umble pe propriile lui picioare. Observați această subliniere: ați biruit pe cel rău, sunteți tari, cuvântul lui rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Iar condiția sinecvanon a maturității este discernământul, invitația fără echivoc a Apostolului Ioan. Este invitația la maturitate. Însă nu poți să fii matur fără discernământ. Exact cum spunea Apostolul Pavel, scriind Bisericii din Efes, în capitolul 4 cu 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice om de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și mă rog, care ar fi testul imediat al discernământului nostru? Ioan continuă. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii și de roșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lucrurile astea, spune, sunt trecătoare, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Discernământul presupune această desprindere de lucrurile care se atașează, care se leagă de noi, care sunt trecătoare și apropierea de ceea ce contează cu adevărat. Iar testul suprem al discerământului nu este altul decât ivirea lui Anticrist, puterea de a rămâne în picioare. Despre asta ne vorbește Ioan în continuare de la versetul 18, dar uh, și în uh, a doua scrisoare, în versetul 7 ne spune exact același lucru, căci în lume s-au ivit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Haideți să vă provoc la un exercițiu de imaginație. Cum ai putea, chiar dacă lumea asta se întoarce cu susul în jos, să rămâi încredințat în voia lui Dumnezeu? Moderatorii de la grupurile noastre și-aduc aminte că anul trecut, în ieșirea pe care am avut-o, am Vorbit cu ei despre cele patru surse care dau vigoare și robustețe cunoașterii noastre. Acestea sunt Cuvântul, Scriptura, Rațiunea, Comunitatea și Experiența. De unde știi că îți place ciocolata? Sau de unde știi că trebuie să te oprești la culoarea roșie a semaforului? Dar de unde știi că 2 plus 2 fac 4? Sau că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Ca să știi ce gust are ciocolata, trebuie să experimentezi. Obișnuința de a ne opri la culoarea roșie a semaforului ne vine din familie, de la școală, din comunitate, dintr-o tradiție care s-a împământenit, în care am crescut, cu care ne-am familiarizat. 2 plus 2 fac 4, învățăm la școală, dar e o chestiune absolut logică și rațională pe care o putem verifica. Și o să te întreb, și ce legătură are asta cu ceea ce studiem noi din Ioan? Observați, în 2 cu 24, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi, valoarea cuvântului care ne-a fost adus. 2 cu 19, ei au ieșit din mijlocul nostru valoarea comunității, a relațiilor. Mai departe, 2 cu 23, oricine tăgăduiește că pe fiul n-are pe tatăl, oricine mărturisește pe fiul are și pe tatăl. Observați, astfel de raționamente ne învață să judecăm corect problematica și chestiunile care ne sunt în față. Și nu în ultimul rând, voi aveți ungerea din partea celui sfânt. În versetul 2, 20 și 27, de două ori ni se repetă gândul acesta. La ce se referă ungerea asta? Voi aveți ungerea din partea celui sfânt, nu aveți trebuință de nimeni. Unii se gândesc ca la un fel de experiență pur subiectivă, în care nu mai contează Biblia, nu mai contează comunitatea. Autorul nu vorbește. Observați cum toate aceste lucruri sunt integrate la oaltă adevărul, logica bunului simț, sau cum spune Nevrei 5 cu 14, a căror judecată s-a deprins, observați, prin întrebuințare sau prin antrenament să deosebească binele de rău. Relațiile, comunitatea și experiența sunt factorii cei mai importanți care conlucrează interactiv și dinamic pentru șlefuirea sau calibrarea discernământului nostru? Oare pot spune că judecata ta reprezintă acea gândire calibrată, ordonată, așezată bine în experiența lumii și în voia lui Dumnezeu? Dăm voie să te invit să te gândești la câteva întrebări. Cât de pasionat și consecvent sunt sau ești? În descoperirea adevărului? Ce întrebări ai? La ce concluzii ai ajuns? Cineva spunea zilele astea: Oare lucrurile pe care le auzim, pe care le citesc, îs lucruri pe care le-am auzit din predici, le-am auzit de la alții, sau sunt lucruri pe care eu le gândesc, pe care mi le regândesc, am ajuns la concluziile astea în viață? Oare cum arată? partenerii mei de dialog, cu cine dezbat, caut să înțeleg mai bine lucrurile. Și nu în ultimul rând, ce experiențe cu Domnul am. Observați experiența ungerii, chiar dacă este acea validare interioară a voii lui Dumnezeu, ea nu este ruptă de realitate, de cuvânt, de comunitate sau de această logică a bunului simț în care suntem invitați să ne șlefuim, să ne calibrăm gândirea. Nu fuga de experiențe, ci integrarea experiențelor reprezintă secretul și invitația lui Ioan. Cea de-a patra trăsătură a umblării în lumină este integritatea. Începând cu capitolul 3, Ioan pășește în această nouă realitate pe care o dezvoltă în fața ochilor noștri. Vedeți ce dragoste ne-a Tatăl? să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Oricine este născut din Dumnezeu, spune mai departe, mai târziu, prin versetul 9, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Acum, dacă ați citit cu atenție această scrisoare, veți zice, se contrazice. În capitolul 1 recunoaște Că păcătuim, că avem nevoie de iertare, că sângele lui Hristos ne iartă, cum spune aici că nu păcătuiește? Observați, afirmă o dublă realitate, că orice creștin este sfânt și păcătos, că păcătuiește și că ar trebui să nu mai păcătuiască, așa cum scrie în 2 cu 1. Oare la ce face referință Ioana aici? Să se refere la un simplu accident, faliment care apare în viața noastră sau se refere la o persistență? în starea de păcat, la faptul că ne complacem într-o anumită stare. Și aici apare această imagine, sămânța lui rămâne în noi și nu poate, nu-ți dă pace să trăiești, să rămâi în această stare. O prietenă de familie are alergie la pepene. Îi greu de înțeles lucrul ăsta pentru cineva care adoră pepenele ca mine. Însă am văzut-o de multe ori în momentul în care simte mirosul de pepene traseasă din cameră. La un moment dat se instalează, observați, o intoleranță care declanșează anumite reacții destul de severe dacă nu suntem atenți. Acesta ar fi pentru Ioan liantul și speranța unei vieți trăite după voia lui Dumnezeu. Această alergie, reacție spirituală, care nu ne dă pace, care nu ne lasă să ne complacem în starea de păcat. Cuvântul biblic pentru integritate este cuvântul caracter. Cred că cel mai frumos lucru care s-ar putea spune despre cineva e că e om, că e un om de caracter. După cum spunea și filozoful austriac Ludwig Wittgenstein, Vorbirea noastră își primește sensul prin restul acțiunilor noastre. Vrei să știi dacă umbli în lumină, oare cum se potrivesc, cum se aranjează, cum se asortează în viața ta, vorbele, spusele, cu faptele și acțiunile tale. Asta urmărește să producă în noi credința, ne spune Ioan la sfârșitul vieții răscumpărarea și împlinirea umanității noastre. O viață armonioasă, grădinărită, primenită, sfințită, închinată lui Dumnezeu. Să ne dorim noi lucrul acesta cu adevărat, să-l urmărim cu persistență în noastră. Ce intoleranță față de rău s-a trezit în mine azi? Ar putea fi o întrebare importantă pentru cugetul nostru. Și câtă armonie, simetrie reflectă viața ta și a mea. Și în felul acesta ajungem la cel de-al cincilea test concret, practic, verificabil al umblării în lumină, iubirea. Începând cu versetul 10, se face joncțiunea către cea de-a doua vestire, punctul în care vestirile coincid și se validează reciproc. Oricine nu trăiește în neprienire sau integritate nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Neprianirea fără iubire devine rece și neînduplecată. Iar iubirea fără integritate poate fi naivă și visătoare. Dar lumina în Dumnezeirii strălucește cel mai puternic, cel mai frumos, atunci când trăim în iubire și neprihănire. De aceea, această joncțiune, această întâlnire dintre cele două vestiri și cele două descoperiri. Tema iubirii, dacă ți aduce aminte, a fost anunțată încă din capitolul 2, de la versetul 9 la 11. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ura orbește, pocește, nimicește în timp ce iubirea înseninează, iluminează și dăruiește viață. Așa cum am văzut deja, realitatea iubirii domină aproape în totalitate partea a doua a epistolei. Uitați în capitolul 3, versetele 16 și 17. Îs printre cele mai alarmante versete din întreaga epistolă în ce privește experiența iubirii. Noi, spune Ioan, am cunoscut dragostea lui. Cum? Prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Uneori te poți întreba dacă pastorii care îți vorbesc trăiesc cu picioarele pe pământ, dacă știu ce spun. Cred că un pic avem astfel de gânduri atunci când citim ce zice Ioan. Cât de greu e să ajungi la o astfel de experiență. Însă observați câtă dovadă de realiz dă în cuvintele următoare. Dar cine are bogățiile lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? La versetul acesta există o diferență de traducere, greu de explicat, am toată prețuirea pentru traducerea fratelui Cornilescu, însă în original cuvântul este bios, viață. Dar cine are viață, cine suflă, cine umblă pe pământul acesta și poate face ceva pentru fratele lui și nu face, cum poți să spui că rămâne în el, că mai rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Observați, acesta e primul test la care ne supune Ioan, gândirea și trăirea. Există o împletire admirabilă a mesajului iubirii în această scrisoare sau în aceste scrisori cu următoarele nuanțe. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu și dragostea a la Dumnezeu sau dragostea a la Cluj. Se reflectă această realitate în viețile noastre, în trăirea noastră. Amplitudinea acestei teme domină orizontul capitolului 4 în contextul scandalului întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Citez de la versetul 7 Prea să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Observați cât de categoric, prin afirmare și negare, ne pune în fața această realitate. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat, subliniez, prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe unicul său fiu, pentru ca noi să trăim prin el. Și dragostea constă în ce constă? Nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu. Cum înțelegi tu lucrul acesta? Ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Prin urmare, ce am înțeles noi la nivel practic, concret, cu privire la iubire, din ceea ce ne spune Ioan? În primul rând, Ioan spune iubirea care vede, își deschide inima, aduce compasiune. 2. Iubirea se arată sau inițiază, vorbește despre preocupare sau inițiativă. Și în al treilea rând, iubirea care se jertfește, care demonstrează sacrificiu de dragul celor de lângă noi. Nu știu ce auziți atunci când citiți versetul 12 nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Știm că aceasta e afirmația culminantă din prologul Evangheliei după Ioan. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Observați revelația maximă, absolută a lui Dumnezeu care are loc în Hristos. Nu vi se pare ciudat, interesant, că Ioan asociază întrupare iubirii noastre, cu întrupare iubirii Fiului lui Dumnezeu în lucrarea și slujirea Mântuitorului. Are un efect electrizant, că unor când trăiești în iubire, când demonstrezi că îți pasă, arăți lucrul acesta, îți deschizi inima, te preocupă cei de lângă tine, inițiezi anumite lucruri, ești gata să plătești prețul, s-ar putea să trăiești o experiență șocantă, că oamenii au parte de o revelație a iubirii lui Dumnezeu și a cunoașterii Lui. Practicarea iubirii în felul acesta poate deveni o experiență revelatoare a Dumnezeirii în relația cu ceilalți. Vrei să știi cum arată iubirea ta? Îmi închid sau îmi deschid inima atunci când văd o nevoie? Sunt preocupat tot cu ale mele sau de ceilalți. Care e ultima preocupare, inițiativă pe care am arăt, arătat-o și ce mă costă pe mine. Am rămas uimit în experiența pastorală de oameni care se hrăneau cu această bucurie de a dărui, de a pune la dispoziția celorlalți ceea ce le-a dăruit Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem astfel de experiențe memorabile care ne-au schimbat perspectiva și ne-au îmboldit pe această cale a iubirii. Gabriel Liceanu spunea la un moment dat mor și mă nasc de fiecare dată în locurile în care îmi investesc capitalul de iubire. E o sfârșală, o osteneală, un sacrificiu, o moarte pe care o trăim de fiecare dată atunci când alegem să iubim. Însă ceea ce urmează Câtă bucurie și încurajare poate să aducă. Două vestiri, două dezvăluiri, două revelații simple, aproape banale. Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este dragoste, urmate de două provocări, două, nici nu știu cum să le spun, implicații sau complicații. Ale vieții creștine. Și două întrebări inevitabile. Cum arată umblarea mea în Lumină și cum arată iubirea ta? Ce răspuns dăm la aceste întrebări? Este această umblare în Lumină onestă, ascultătoare, calibrată, întreagă, și plină de iubire? Oare demonstrează viața mea compasiune, preocupare și sacrificiu? Convingerea sau convingerile cu care Ioan își încheie epistola, prima scrisoare cu capitolul 5, este una absolut amețitoare. Uitați care sunt convingerile pe care le pune înaintea noastră. Ca să știți că aveți viață. Dacă știm că ne ascultă. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Știm că suntem din Dumnezeu. Și poate preferata mea din această listă, știm că fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Însă nu pot să nu te întreb după aceste convingeri tari, de neclintit, de nezdruncinat, ce caută această avertizare cu care se închide, cu care împachetează această scrisoare copilașilor, păziți-vă de idoli. Concluzia la care am ajuns este una drastică în contextul celor două vestiri și a implicațiilor practice, concrete, la care ne cheamă Ioan. Orice trăire care nu respiră această lumină și iubire este idolatră și distructivă. Realizăm cât de mare este pericolul pentru fiecare dintre noi. O invitație memorabilă în aceste trei scrisori la recâștigarea umanității în suflețirii, în ascultare, a acuității sau agerii noastre patru, a verticalității și integrității și a iubirii. Prea lor, dacă astfel, poate cuvântul preferat, care mă dă peste cap cel mai mult din toată epistola, dacă astfel ne iubi Dumnezeu pe noi. Ioan ne pune în față, sau Dumnezeu prin el, nu o scrisoare de iubire, ci trei scrisori de iubire. Întrebarea cu care aș vrea să încheie este aceasta. Oare cum se vede la firul ierbii lumina și iubirea ta și a mea? Doamne, drag, îți mulțumesc pentru aceste scrisori emoționante provocatoare, tulburătoare, care ne neliniștesc prin simplitatea și invitația practică indubitabilă pe care ne-o fac fiecare dintre noi. Vă mă rog, Doamne, ca să ne dai înțelepciune, să ne dai motivația corectă, ca să evidențiem Realitățile acestea, onestitatea, ascultarea din inimă, discernământul, integritatea și iubirea practică pe care cei de lângă noi să o vadă, să o experimenteze. Mărturisim că despărțiți de tine nu putem face nimic. De aceea te invităm să ne ajuți, să ne împuternicești și să ne ajuți să ne hrănim cu această iubire și să o dăm mai departe. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt am rugat. Amin.